Pentru absolvenții de liceu care participă la loturile naționale, olimpiade sau concursuri internaționale pe discipline sportive, n-au început încă emoțiile pentru bacalaureat. Mai au 2 luni până când vor intra în febra examenelor. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Prahova, bacalaureatul olimpicilor se va derula în intervalul 10-25 mai 2018. Înscrierea candidaților va avea loc în zilele de 10 și 11 mai. 14-15 mai, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, limba maternă. 16 mai, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. 17-18 mai, evaluarea competențelor digitale. 21 mai, limba și literatura română. 22 mai, proba obligatorie a profilului. 23 mai, proba la alegerea profilului și specializării. 24 mai, limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 24 mai la sediul unității de învățământ, unde se va ține sesiunea specială. Cei care nu sunt mulțumiți de notă pot depune contestațiile în aceea zi. Notele finale le vor afla a doua zi. Comisia județeană urmează să aleagă și unitățile de învățământ care vor găzdui centrele de examen și de evaluare.